autoritate și lucrători. Nici când nu este călcat mai mult în picioare ca astăzi acest principiu al autorității. Foarte mulți astăzi neagă autoritatea, neagă că există autoritate în a predica, în a lucra, în a face chestii spirituale și lucrurile astea cred că se trag de la faptul că în Cornilescu, cel puțin, cuvântul autoritate lipsește cu desăvârșire. Adevărul este că în limba greacă cuvântul autoritate apare, este exousia. Cornilescu îl traduce cu putere și din cauza asta cred că este trecut cu vederea acest principiu foarte scriptural și foarte mulți îl neagă astăzi. În acest articol aș dori să răspund la cele mai dese întrebări pe care le-am auzit cu privire la autoritate. Mai întâi de toate, aș vrea să vedem ce înseamnă autoritate, ce înseamnă această expresie și dacă îi găsim înțelesul în Sfânta Scriptură. Autoritate sau putere de la Hristos, așa cum traduce Cornilescu, înseamnă dreptul de a fi ascultat. Sau mai înseamnă că tu acționezi ca și când Hristos, Domnul, ar acționa în locul tău. Din păcate, pentru foarte mulți astăzi, acest concept este fără vreo semnificație. Pentru unii, scopul scuză mijloacele, iar pentru alții, nu contează din moment ce spun ei, sunt mântuit. Dacă sunt mântuit, pot să merg să predic, pot să merg să botez, pot să merg să fondez adunări, intenția contează, Domnul apreciază și va privi favorabil o astfel de inițiativă. Alții vin și spun că nașterea din nou este principalul factor care îți dă autoritate. Alții vin și spun că autoritatea ți-o poți lua direct din Biblie, prin simpla citire a textului din Matei 18 cu 20. Alții spun că acest drept este dat de credința în Hristos. Dacă crezi în Hristos, trebuie să lucrezi și să faci ceea ce a spus Domnul. Nu a spus el călcați pe urmele mele, asta trebuie să facem și noi, să mergem, să predicăm, să spunem la toți oamenii, să-i botezăm, să-i dezlegăm ca adunări. Alții spun că le-a vorbit un înger sau au avut o vedenie, sau au avut un vis în care au fost îndemnați să meargă să facă lucrare și sunt foarte mulți oameni de soiul acesta, mai nou și femei. Am văzut că au primit astfel de mesaje și spun că pot să facă lucrare. Pentru alții, scopul scuză mijloacele și principiul autorității nu este de nicio valoare, nu are nicio semnificație. Pentru a clarifica toate aceste păreri cu privire la autoritate și lucrători, de fapt un subiect foarte sensibil, da? Aș vrea să răspund la câteva întrebări cu privire la autoritate ca să ne dăm seama practic cum stau lucrurile cu autoritatea. Pentru că personal cred că nu toți au autoritate și nu oricine poate să meargă să facă lucrarea Domnului Hristos dacă nu este născut din nou, în primul rând, dacă nu face parte dintr-o adunare scripturală și dacă nu este pus deoparte autorizat ca să lucreze în numele lui Hristos. Prima întrebare pe care aș vrea să o ridic și să vedem un principiu clar de autoritate din Noul Testament este cazul lui Ioan Botezătorul. A avut Ioan autoritate de la Dumnezeu pentru a predica, pentru a boteza și pentru a face ucenici? Dacă demonstrăm că a avut, înseamnă că ar trebui să ia aminte fiecare la principiul autorității și să nu nege autoritatea în a predica, în a boteza și a face ucenici. Despre Ioan, cred că răspunsul este da. El a avut autoritate,
a fost împuternicit de Dumnezeu pentru a predica Evanghelia, a boteza și a face lumii cunoscut pe Domnul Hristos. Versete sunt următoarele. Ioan spune în felul următor: Nici eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie cunoscut lumii. Ioan a depus următoarea mărturie: L-am văzut pe Duhul coborând din cer ca un porumbel și rămânând peste el. Nici eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez, vedeți, cel ce m-a trimis să botez cu apă, mi-a zis: cel peste care vei vedea Duhul coborând și rămânând, acela este cel care botează cu Duh Sfânt. Iar eu am văzut și am depus mărturie că acesta este Fiul lui Dumnezeu. Pasajul este din Ioan, capitolul 1, de la 31 la 34. Scriptura spune că până la el au ținut legea și profeții, până la Ioan Afundătorul. El a fost singura persoană care boteza, dar el însuși fără să fie botezat, dar avea autoritate de a boteza. Hristos Domnul a mers spre Ioan la Iordan pentru a fi afundat și a confirma încă o dată că acesta nu lucra fără de lege, nu lucra pe cont propriu, nu lucra fiind trimis de oameni. Mulți dintre apostoli se întorseseră la Dumnezeu prin Ioan și împreună cu Isus îi primiseră atât mesajul predicat cât și botezul. Acum, Ioan vedem că a avut, da? Sunt pasaje care vorbesc despre el clar că a fost trimis. A fi trimis înseamnă a fi trimis împuternicit de Dumnezeu. Nimeni nu cred că contestă că Ioan a avut această trimitere. Acum, a avut adunarea nou-testamentară autoritate de la Hristos Domnul? Păi a avut. După botezul său, Domnul preia o parte din ucenicii lui Ioan, apoi este găsit ca predicând și botezând în paralel cu Ioan Afundătorul. În Ioan 3 cu 22 și 24 spune: După aceea Iisus și ucenicii lui au venit în ținutul iudeii și stătea acolo cu ei și boteza. Ioan boteza și el în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape și oamenii continuau să vină și să fie botezați, căci Ioan încă nu fusese aruncat în temniță. Vedem că Domnul Hristos preia mesajul și botezul lui Ioan, apoi el crește și Ioan începea să se micșoreze. Grupul format în Matei 16 este numit de Domnul Eclesia mea sau Adunarea mea. Avea apostoli, avea trimiteri de propovăduire sau de predicare, aveau puterea de a face minuni, avea frângerea pâinii, cunoșteau disciplina. Această adunare a avut cel mai mare privilegiu de sub ceruri, fizic vorbind, au avut pe Domnul Iisus pentru o vreme păstorul lor, marele păstor. Această adunare a fost prima care a primit autoritate de la Hristos și promisiunea prezenței sale din generație în generație. Domnul spune în Matei 28, Iisus s-a apropiat de ei și le-a vorbit: Toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Prin urmare, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată, eu sunt cu voi în toate zile până la sfârșitul veacului. Pasajul este destul de cunoscut din Matei 8, 28 la 18, de la 18 la 20. Vedem că Hristos Domnul promite adunării sale autoritate de a acționa în numele Lui, cât și prezența sa continuă în adunare în toate veacurile până la răpire. Acum, unii vin și spun că autoritatea nu a fost dată adunării, ci a fost dată lui Petru, sau alții vin și spun că a fost dată apostolilor ca grup sau fiecărui individ în parte de acolo din Galileea de pe munte când Domnul le dă autoritatea. Personal, cred că autoritatea a fost dată doar adunării sale din următoarele motive. N-a fost dată lui Petru deoarece li s-a spus: Duceți-vă la plural. Și Petru, da, era o singură persoană. Nu a fost dată doar grupului de apostoli, deoarece odată cu moartea lor ar fi încetat și perpetuitatea adunării, cât și prezența autorității.
N-a fost dată tuturor celor de față din muntele de acolo din Galileea, deoarece printre ei puteau fi și copii de-ai fraților sau simpatizanți. Nu a fost dată fiecărui membru al adunării în parte, deoarece surorile nu erau autorizate să îndeplinească slujba de apostol, de prezbiter, de evanghelist, de învățător sau lucrător ordinat de adunare. Atunci nu exista deformarea care există astăzi în creștinismul actual. Atunci erau scripturali pentru că era Domnul cu ei. Autoritatea nu a fost dată individual fiecăruia care era născut din nou în parte, deoarece s-ar fi creat un haos de necontrolat. Fiecare bărbat și femeie ar fi putut îndeplini marea trimitere, ar fi ucenicizat, botezat, frânt pâinea, fără ca adunarea să le poată cerceta lucrarea, trăirea și învățătura. Adunarea nu ar mai putea corecta sau disciplina niciun lucrător sau membru de rând și legatul sau dezlegatul atât în cer cât și pe pământ, așa cum spune în Matei 18:18, nu și-ar mai fi găsit rostul dacă ar fi fost dată fiecărora în parte autoritatea. Marea trimitere nu îndemna ucenicii imaturi ca să facă lucrări spirituale, cu atât mai mult pe cei care erau încă nebotezați. Deci, acolo când s-a dat autoritate pe munte, s-a dat adunării sau eclesiei sale. În al patrulea rând, aș vrea să vedem dacă erau toți lucrătorii Noului Testament persoane autorizate și recunoscute de adunare, care predicau. De ce e important să vedem lucrul ăsta? Pentru că sunt foarte mulți astăzi care contestă că au fost bărbați autorizați care să predice. Ideea este că toate cazurile în care găsim persoane implicate în lucrare în Noul Testament erau bărbați chemați direct de Hristos, fie puși deoparte de una din adunările locale deja existente. Avem și câteva exemple și aș vrea să le citez. În biserica din Antiohia erau niște profeți și învățători, Barnaba, Simeon, numit și Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu tetrahul Irod și Saul. În timp ce slujeau ei Domnului și posteau, Duhul Sfânt le-a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și au lăsat să plece. Textul spune că Duhul Sfânt i-a chemat și slujitorii și-au pus mâinile peste ei, după ce au postit și s-au rugat, apoi i-au lăsat să plece. După terminarea lucrării, Barnaba și cu Saul sau cu Pavel se întorc înapoi la adunare de unde au fost trimiși ca să dea socoteală pentru lucrarea înfăptuită. În Fapte 14 cu 26-27 spune așa, au plecat pe mare spre Antiohia, locul de unde fuseseră încredințați harului lui Dumnezeu în vederea lucrării pe care o îndepliniseră. Când au ajuns, au adunat biserica, vedeți, și le-au povestit tot ce făcuse Domnul cu ei și cum deschisese el neamurilor ușa credinței. Nu a existat în Scriptură niciun exemplu de persoane neautorizate a căror lucrare să fie recunoscută de vreuna din eclesiile existente. Ăsta este un principiu care îl găsim în Scriptură. Poate orice persoană din adunare să meargă să facă ucenici, să-i boteze și să-i dezlege ca adunare? O altă întrebare pe care aș vrea să o medităm. Răspunsul este un nu categoric. Nu toți frații din adunare sunt autorizați să meargă, să ucenicizeze, să boteze și să dezlege ca adunări. În Fapte 15 găsim un caz de genul acesta. Câțiva frați din adunarea din Ierusalim ajung în Antiohia, unde era adunarea lui Pavel și învățau că dacă nu se vor tăia împrejur, nu sunt mântuiți. Și ca să rezolve conflictul doctrinar apărut, Antiohia trimite un grup de frați împreună cu Pavel la adunarea din care proveneau învățătorii neautorizați. Membrii adunării din Ierusalim se întrunesc și afirmă că cei ajunși în Antiohia nu erau trimiși împuterniciți de ei. Îi îndeamnă să se ferească de lucrurile jerfite idolilor, de sânge și de animale sugrumate și de curvie. Practic, în acel moment, adunarea din Ierusalim recunoștea mântuirea neamurilor prin credință, fără să adere din nou la jugul legii.
Au venit însă din Iudeea unii care îi învățau pe frați astfel: dacă nu sunteți circumciși după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. S-a stârnit o mare neînțelegere și dispută între Pavel și Barnaba pe de o parte și ei de cealaltă parte. Drept urmare, frații i-au desemnat pe Pavel, pe Barnaba și pe alți câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim pentru această problemă și la apostoli și la bătrâni. Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de către biserică, de apostoli și de bătrâni și au povestit tot ce făcuse Dumnezeu cu ei, fiindcă am auzit că unii care au plecat dintre noi, fără ca noi să le fi poruncit, v-au tulburat prin cuvintele lor și v-au necăjit sufletele, zicând că să vă tăiați împrejur să păziți legea. Și în versetul 25 spune: am hotărât următoarele, da? Deci, ăsta este textul din Scriptură care vedem acțiunea întreprinsă cu acești lucrători neautorizați. Orice adunare sănătoasă în credință ar trebui să acționeze la fel. Prin nerecunoașterea autorității lucrătorilor, în cazul în care persoane netrimise de adunare ar întreprinde lucrări de evangelizare, învățare și botezare. Acum, poate o persoană exclusă dintr-o adunare scripturală să aibă autoritate în lucrare, să meargă să ucenicizeze, să afunde în apă și să fondeze adunarea lui Hristos? Întrebarea cred că merită un răspuns și răspunsul este nu. Persoanele excluse, cele puse sub disciplină temporar dintr-o adunare scripturală, nu au niciun drept de a se implica în viața spirituală a adunării până la momentul când acestea se îndreaptă și în comportamentul lor se dă dovadă de pocăință sinceră și adunarea îi reprimește ca membrii cu drepturi depline. Ei nu trebuie să se implice în slujire, în predicarea cuvântului, rugăciunea publică sau administrarea rânduielilor. Simplu fapt că sunt găsiți ca făcând lucrare pe cont propriu sau în numele adunării este o dovadă de nesupunere, răzvrătire și neascultare de adunare al cărei cap e Hristos. Un exemplu de bărbat dat afară din mijlocul lor este Corinteanu din prima scrisoare către Corintenii din capitolul 5, începând cu versetul 1 până la 5. Textul spune despre el că este dat chiar pe mâna vrăjmașului pentru nimicirea trupului. Vede vreunul dintre voi pe acest bărbat lucrând și lucrarea să-i fie aprobată de oameni sau de Hristos? Eu unul nu o văd. Un exemplu mai bun ca acesta nu găsim în nou legământ. Altă întrebare. Poate o persoană nemântuită să facă lucrarea lui Hristos de ucenicizare, botezare și înființare de adunări? Păi nu, o persoană nemântuită nu poate să facă lucrarea lui Hristos Domnul din mai multe motive. Primul rând, pentru că nu poate gândi ca Dumnezeu, nu poate înțelege pe Dumnezeu, nu poate vedea lucrurile spirituale, nu-și poate cunoaște propria inimă, nu poate să-și conducă pașii pe calea Domnului, nu poate primi Duhul Sfânt, nu poate auzi, primi și înțelege cuvintele lui Dumnezeu. Pentru el sunt o necunoscută. Nu se poate naște singur în familia lui Dumnezeu, nu poate avea prin el însuși pocăința și credința necesară pentru lucrurile spirituale în care este implicat. Nu poate veni de unul singur la Hristos, nu poate crede în Hristos și nu poate fi plăcut lui Dumnezeu, așa cum spune Romani 8, versetele 8 și 9. Deci o persoană nemântuită, așa cum sunt foarte mulți astăzi, da? Toți clericii bisericilor tradiționale, sunt oameni nemântuiți care nu fac lucrarea lui Hristos. Un alt exemplu pe care aș vrea să vi-l dau și să vă gândiți la el este foarte popular în lumea de astăzi și este dat de foarte mulți lucrători care lucrează fără autoritate și pur și simplu pentru ei nu contează autoritatea. Un exemplu este următorul. Să presupunem că un băștinaș găsește o Biblie pe o insulă adusă de ape la țărm. Și după ce o citește și este mântuit, are el autoritate de a evangheliza, de a uceniciza, de a boteza și forma adunări în acea insulă sau junglă? Răspunsul cred că este nu.
Nu cred că are, deoarece Scriptura nu-i dă dreptul acesta. Tiparul în Scriptură este următorul. Autoritatea a fost lăsată de Hristos în adunare și adunare este cea care împuternicește unul sau mai mulți lucrători pentru a duce vestea bună în lume, să-i învețe pe noi ucenici, să-i boteze și apoi să-i dezlege ca adunări surori. Băștinașul poate să-și mărturisească experiența sa cu Domnul și altora și să le spună alor săi ce a făcut Domnul pentru el. Lucrarea lui se limitează doar la atât. El cred că ar trebui să fie constrâns din dragoste pentru Salvator să vorbească și altora. El este și rămâne în continuare mântuit, dar nu face parte dintr-o adunare a lui Hristos. În aceasta se intră prin botez, pentru că botezul este poarta de intrare într-o adunare. El nu are parte nici de ucenicie corectă și ca atare nu poate uceniciza pe alții, prin simplu fapt că el nu a fost ucenicizat. Ar fi ca și când un orb ar cărăuzi pe un alt orb. El poate să vadă anumite aspecte din Scriptură, dar nu va înțelege niciodată totul corect. El face parte din familia lui Dumnezeu, care este compusă din toți mântuiții tuturor veacurilor și din împărăția lui Dumnezeu, din care fac parte toți cei mântuiți de pe pământ la un anumit moment dat. Foarte mulți astăzi, din păcate, confundă familia, adunarea și împărăția lui Dumnezeu și această confuzie duce la neclaritate în lumea teologică. Toți cei care nu fac distinție între aceste trei lucruri diferite îl plasează pe băștinașul nostru în Biserica Universală Invizibilă și drept dovadă îi conferă tot felul de drepturi și autorități. Biserica Universală Invizibilă este un concept fals inventat de Calvin, care a fost preluat de la catolicul Augustin după ce a fost excomunicat de papă, Calvin și Luther, că și el credea în același concept, s-au folosit de o scuză pe care au preluat-o de la Augustin când au fost excomunicați și au spus papei că, bun, tu ne excluzi din Biserica Universală Vizibilă, adică cea catolică, dar nu ne poți exclude din Biserica Universală Invizibilă. Acum, un alt aspect care aș vrea să-l vedem este următorul. Sunt bordurile de misiune, instituții paralele adunării autorizate de Hristos Domnul să ducă la îndeplinire marea trimitere? De ce întreb lucrul acesta? Pentru că astăzi foarte mulți predicatori, misionari, pastori fac parte din borduri de misiune, dar ei practic nu sunt membri pe niciunde, decât în așa zisa Biserică Universală Invizibilă. Nu au legătură cu nicio adunare, ci doar cu bordul care îi plătește și îi sponsorizează și îi finanțează. Păi, bordurile de misiune, să știți că practic nu sunt adunări scripturale și Domnul nu le-a dat niciun fel de autoritate ca să lucreze în numele lui Hristos. Poate o să vă sperie ideea aceasta, dar bordurile de misiune nu au nimic de a face cu adunarea lui Hristos. Nu cred că ele sunt scripturale, pentru că din simplu motiv că Scriptura nu vorbește absolut nimic despre ele. Bordurile de misiune sunt o invenție umană apărută cu aproximativ 300 de ani în urmă și au apărut la vreo 1700 de ani după Hristos. În toată perioada asta nu au fost cunoscute pe scena lumii. Ele nu existau înainte de Marea Trimitere și nici în primele secole ale creștinismului primar. Primul bord de misiune s-a format în Anglia în octombrie 1792 și s-a numit Misiunea Baptistă Particulară. Primii misionari ai acestui bord au fost John Thomas și William Carew, acesta din urmă fiind chiar fondatorul. Deci fondatorul primului bord de misiune de pe pământ a fost William Carew. Bordurile de misiune sunt compuse din mai mulți lideri misionari și pastori sau prezbiteri.
ai diferitelor biserici sau denominațiuni religioase. Această organizație este compusă dintr-un grup fondator, un președinte, un vicepreședinte, secretari și membri în bordul de misiune. În foarte multe cazuri, aceste borduri trimit în câmpul de misiune sub preteste umanitare, în special în țările din lumea a treia, și femei misionari, cărora Scriptura nu le vorbește nimic despre o asemenea însărcinare de la Hristos Domnul. Această organizație nu este o eclesie sau o adunare a lui Hristos și ca atare nu are niciun fel de autoritate pentru a duce sau a ajuta la ducerea Marii Trimiteri la toate neamurile. Bordul de misiune are o structură diferită de organizare, are membri diferiți, practic sunt numai cler, și responsabilități diferite. Responsabilitatea misionarilor sau evangheliștilor din teren este față de bordul de misiune care îi renumerează financiar, îi trimite pe teren și nu față de biserica locală unde aceștia sunt membri. Hristos Domnul nu adaugă autoritatea sa la două instituții diferite, ca membralitate, organizare și componență, pentru a-i face lucrarea până se va întoarce. Asta trebuie să luați bine minte. De fapt, adunarea sa nu are concurenți sau slujnice care să facă lucrarea la care a fost chemată. Ea a fost autorizată și doar ea trebuie să se achite de această administrare încredințată. Adunarea scripturală nu are nevoie de propte ca să își ducă marea îndeplinire la bun sfârșit, așa cum a acordat-o Domnul. Deci, bordurile de misiune nu sunt adunare scripturală, sunt invenții umane și nu au dreptul să funcționeze și să trimită oameni ordinați de ele, pentru că pur și simplu nu sunt adunare, nu sunt instituția fondată de Hristos Domnul. Acum, la final, aș vrea să punctez și niște aspecte întâlnite în biserici care subminează chiar principiul autorității, așa cum este el înțeles în majoritatea bisericilor locale. Sunt unii care se plimbă din biserică în biserică, care atunci când îi întreb din ce biserică fac parte, spun fac parte din adevărata biserică a Domnului. Ei vin prin biserici, se dau sfătuitori, se aduc saluturi, chiar predică la amvoane și sunt membri pe nicăieri. Ei fug de autoritatea bisericii locale, nu le place să fie supuși, dar le place să se implice în lucrare. Ăsta este un tip care o să-l găsiți în lumea evanghelică. Acest soi de hoinar spiritual trebuie cercetat și catalogați așa cum se cuvine. Mulți iasă din părtășia bisericii și merg pe compropriu, neînțelegând că lucrarea nu este separată de trupul adunării, ci totdeauna trebuie să fie împreună și sub autoritatea trupului adunării. Chiar în Scriptură vedem că erau unii care se dădeau chiar apostoli sau mesageri ai adunării. Da, trimiși de Hristos, care au fost puși la test și au picat testul. O altă categorie despre care aș vrea să vă amintesc este următoarea. Există persoane ce povestesc doar despre alții și experimentele lor, dar ei înșiși nu au nicio relație personală cu Domnul. Vorbesc despre autoritatea altora, dar ei sunt în afara acestei autorități, lăsând impresia că se află sub aceeași autoritate. Să luați bine aminte și la genul ăsta de oameni. Alții pretind ca autoritate pentru că ei sunt fiul locutare pastor sau predicator influent. A fi în umbra autorității prezentate de numele părinților nu înseamnă că asta le dă și autoritate de a-i face calificați în lucrare. De multe ori biserica vede că ei nu se ridică la statutul așteptărilor și sfârșesc prin a nu mai fi ascultați. Alții cred că seminarul și terminarea unei școli teologice îți dă autoritate și calificare în lucrare.
Aceasta este calea lumii deschisă de vechiul catolicism. Domnul îi educă pe ai lui în pustie, apoi îi cheamă în slujire. Așa cum vedem în Galateni 1, 16 și 17, cum a făcut cu Pavel. Alții cred că influența sau statutul social le dă autoritate spirituală. Socialul nu poate concura cu spiritualul. A fi bogat în arginții nu este un semn că ai și pricepere spirituală a lucrurilor. Un exemplu grăitor ne stă Diotref din Scriptură, care spune că interzicea celorlalți să facă anumite lucruri spirituale. O altă categorie care subminează autoritatea bisericii sunt sponsorii bogați, care ajută financiar lucrarea. De multe ori acești sponsori sunt cooptați în comitete de conducere, dar în cele mai multe cazuri spiritualitatea lor este îndoielnică. De obicei, cine dă banul pune și condițiile ce să se facă cu el. Și uite așa, păstorii bisericilor ajung mai degrabă sub autoritatea banilor sponsorilor decât sub autoritatea cuvântului. Ca și cuvinte de încheiere. Gândiți-vă că există autoritate în Scriptură, chiar dacă Cornilescu ratează cuvântul și îl traduce prin putere. Există autoritate, există oameni care sunt autorizați de adunare care să ducă la îndeplinire lucrările pentru care au fost rânduiți de Hristos. Nu trebuie negat acest principiu al autorității. Cine nu recunoaște autoritatea adunării nou-testamentare are o problemă cu Domnul Hristos. Domnul este cel care este capul adunării și adunarea trebuie să acționeze în numele lui până va veni el. Oamenii care lucrează fără autoritate, oamenii care lucrează pe cont propriu, ar trebui să se gândească de două ori înainte de a face lucrul acesta. De asta, dacă ai neclaritate cu privire la autoritatea pe care o găsești în Noul Testament, cu autoritatea care este trasată lucrătorilor, ia și studiază subiectul, mergi și caută pe concordanțe, uite-te și în greacă să vezi care sunt expresiile și gândește-te bine la principiul acesta al autorității. Autoritatea este foarte, foarte importantă în Scriptură, pentru că nu oricine poate să facă orice dorește el. De asta mă rog ca Domnul să îți dea înțelepciune și putere și să ajungi la concluzii corecte în privința autorității, cât și a lucrătorilor, așa cum ne-a fost subiectul de astăzi. Și Domnul să ne ajute pe fiecare în parte și să ne lumineze ochii și să ne dea înțelepciune în ceea ce privește cuvântul său inspirat. Amin.